Și azi e o nouă zi în Albania, în Durres. Le dăm pe modul plajă. Astăzi o să le nevin la plajă. Avem o pasarelă acolo. Trecem calea ferată. Și aici unde suntem în Durres e o aglomerare de hoteluri și de cazări. Unii au piscine, unii n-au. Unele sunt aranjate, altele nu. După câte se vede lumea aici la piscină, nu vrea să ducă la mare. Mare, o vedeți acolo? Și am ajuns și la plajă. O plajă cu nisip fin. Da. Haide să vă arăt cât de fin e. Un nisip foarte fin. Și am ajuns la Marea Adriatică. Să uită lumea la noi că filmăm. Am venit să le tulburăm liniștea. Super. Și iată plaja. O mare care nu e prea albastră. Cam tulbure și murdară, dar e caldă, e caldă. Dar uite, doamna a intrat îmbrăcată cu geaca să moară Ciprian. Oi. E foarte caldă. Da, și mâna să merg așa. Ești cum vrei. Da, e foarte caldă, dar e murdară. Te bunica intră îmbrăcată? Ioi, ioi, ioi. Deci o apă super murdară, tulbure și cu chestii în ea, naturale și nenaturale. Caldă, n-am ce zice. Dar nu-ți vine să intri, adică e, uite, pungi, mizerii. Infectă. Deci o apă infectă, n-am văzut nicăieri așa. Ziceți de Marea Neagră. Marea noastră. Marea noastră e curată, fraților. Nu știu de ce vine lumea asta aici. Că e 50 de euro camera? Doar atât? Deci eu cred că nici în India nu e apă așa. Deci nu ne vine să ne punem la plajă, pentru că apa este murdară, foarte murdară, tulbure. Și nu prea ne atrage așa. Și ne mai plimbăm pe aici. Și ne gândim ce putem să mai facem. Și sunt o grămadă de terase pe aici, care mai de care mai interesante.
Bănuiesc că seara aici e nebunie. Nebunie. Cinceastre minunate. Merge să ne turburăm intimitatea. Ia să vedem. Cinci astre minunate. La preț de al inclusiv. Uite scula. Hai să-mi ziceți de unde e RKS-ul ăsta. Că eu n-am mai văzut până acum RKS. Și nu n-am mai văzut modelul ăsta de BMW. Nu numai RKS. M. Ioi. Cred că e electric ceva. Și Nord Macedonia e așa, Macedonia de Nord. Albania e așa. Ali. Say hey, hi. Și am ieșit la plimbarea de seară. În Dures. Mergem să ne primăm pe o faleză. Nu te uita la inele, cercele, că nu-ți iau. Balonaș, atât avem bani. Am oprit la o cofetărie aici să luăm și noi un desert. Eu mi-am luat o limonadă sau cum îi zice, Boronais. Și ea are o limonadă. Și ne-am luat și un desert. Eu mi-am luat un cadaif. Și ea și-a luat un... Cred că asta e salată de fructe. Vedem dacă e bun. 600 de leca și cadaiful 250. Și mi-a venit și mie cadaiful. Și a venit și salată de fructe, cred că este. Mai mult ca sigur. Deci toate astea, 1150 de leca vine cam 11 euro. Mai departe calculați și voi. Sala de jocuri. Te-a dat cu piciorul, te-a dat cu pumnul. Mașinuțe. Masaj. Care vreți. Mamă, ce hotărât e ăsta. Terase. Terase cu moși. Șezlong 500 de leca. Asta înseamnă 5 euro. 5 euro 25 de lei. Un șezlong. Inele cercele. Înghețate. O terasă cu muzică. Un chitarist acolo.
o pizza 500 de lei, ca una picantă 700 și așa mai departe. Un hotel mai șmecher. Ah, cântăreață. Aici mănânci lângă piscină. Uite, se ia masa și sus acolo. Deci uitați coada la inele și cercele aici. Ce nebunie aici, câtă lume de la Pandora. Deci avea din alea de la Pandora, din alea de ție tu. Și aici se trage cu pistolul. Câștigi, îți dă un pistol de la de trage după colț. Uite că atâta. Oh! Yo. Aici dai cu pumnul. Eu nu mai pot să dau la vârsta asta cu pumnul, că îmi rup pumnul. Uite, aici am fost să faci poze. A? Da. Delfinii. E de aici? De la Tetova. Uite îndrăgostiții. Frumos. Foarte frumos. Hello. Ne faci salute. Salute. Ah, o că ne-a salutat pe cameră. Aici sunt kilometri de terase. Deci kilometri merge așa. Kilometri întregi. 11 kilometri. Ochii s-a prosighi din Astropărniț. E cum e Caterina. Domnule Caterina. Ile dus s-a dat. Tot eu am dansat așa acum. Ce poți tu aici? Deci omul vinde fructe, mă, are fructe acolo. Deci
deci asta e next level, nu mai car căruțul după tine, ții un cater, îi pui ceva în spate, te-ai dus, moșul șmecherit. Și aici o să închid clipul cu plimbarea de seară de pe plaja Gole, din Dures. Ne vedem la următorul clip, bye bye!